Bună ziua! Interviurile PS News continuă astăzi, avându-l ca invitat pe domnul deputat Nicu Șordan, candidat la primăria Capitalei. Bună ziua, domnule Nicu Șordan! Bună ziua! Și vă mulțumesc că sunteți astăzi alături de noi. Mulțumesc pentru Spuneam invitație. Candidat la primăria Capitalei. Explicați-ne puțin să înțeleagă și ascultătorii și cititorii noștri. Candidatul cui la primăria Capitalei, într-un final? Cum? Bun. Noi o să avem alegeri locale în mai sau iunie, asta este cert. Situația politică într-un tur sau doi aici este Da, situația politică este incertă, dar faptul că vom avea alegeri locale în mai sau iunie este cert, pentru că așa spune Constituția mandatului de 4 ani. Există o discuție dacă o să fie două tururi sau un tur. Foarte, foarte, foarte probabil o să fie un singur tur prin prisma ce a spus Curtea Constituțională săptămâna trecută, că guvernul nu poate să-și asume răspunderea pe niște proiecte care sunt deja în dezbatere în Parlament. Deci chiar dacă moțiunea nu trece, Curtea Constituțională o să invalideze această asumare pe primar în două tururi și atunci o să rămânem cu primar într-un singur tur. Și am spus încă de acum un an, când am anunțat că vreau să candidez din nou la primăria Capitalei, că în situația în care o să avem alegeri într-un singur tur, avem un candidat foarte puternic, deloc un bun administrator, dar cu un procentaj foarte bun, Gabriela Firea, 30-35% în toate sondajele care am măsurat-o. Și atunci este obligatoriu să existe un candidat al forțelor din actuala opoziție. Candidat unic. Candidat unic. Asta este ce am susținut. Am susținut că eu sunt potrivit pentru a fi candidatul unic, bineînțeles că trebuie ca și alții să fie de acord cu mine, prin faptul că deja am candidat de două ori, am obținut acum 4 ani 180.000 de voturi, 30% din voturile bucureștenilor și mă ocup de București de 14 ani și mai am marele avantaj de a fi independent. Aceste partide USR plus PNL PMP sunt într-o competiție pentru alegerile parlamentare. O să fie foarte greu ca unii să voteze candidații altora la alegerea cu miza cea mai simbolică pentru primăria Capitalei și atunci susținerea din partea tuturor a unui independent e mai facil. Asta a fost mesajul cu care am venit acum un an. Între timp am discutat, bineînțeles, cu toate aceste patru forțe de opoziție și am susținerea oficială a USR-ului, adică prin votul membrilor USR București, ei au spus nu susținem un candidat al nostru propriu din USR, susținem un independent pe Nicu Șordan. La plus, cum a rămas? Plusul și-a desemnat un candidat, Vlad Voiculescu, USR și Plus sunt într-o alianță și au convenit să stabilească un candidat unic, rămâne ca organele de conducere ale USR și Plus să stabilească modalitatea de desemnare a candidatului unic dintre aceste două persoane. Eu am spus de la început că modalitatea științifică, rezonabilă, echitabilă este sondajul de opinie, este o metodă științifică care spune ce vrea toată populația, s-a mai vehit de la care tu ceri votul. S-a mai vehiculat ideea acestor alegeri primare pe model american în care să vină lumea la sediu de partid. Da, dacă am fi în America și dacă această chestiune ar fi intrat în conștiința colectivă, dar așa anunțate de pe o zi pe alta cum ar putea să fie și cu o participare foarte scăzută pentru că nu ai canale să afle toată lumea că tu faci alegeri primare, asta ar fi niște alegeri într-o bulă și nu este relevant ce crede bula de oameni din jurul acestor partide, relevant este ce vor alegătorii de la care, repet, te duci să ceri votul. Ați susținut că, ați declarat că o să vă suportați singur cheltuielile financiare în campanie. Și foarte multă lume se întreabă de unde vin banii și care sunt sponsorii campaniei. Pentru până la acest moment nu am avut cheltuieli deosebite în această precampanie pe care am avut-o, adică am plătit Facebook-ul, o mică publicitate pe Facebook de câteva
mii de lei pe lună, indemnizația mea de parlamentar e 10.000 de lei pe lună și de aici vin așa și acum am tipărit niște flyere tot așa de vreo 10.000 de lei. Dar în campanie, în propriu-zis, de unde? Am deschis un cont în care oamenii pot să-mi doneze sume, cum am făcut și acum 4 ani și cum am făcut și acum 8 ani și am strâns acolo până în momentul ăsta vreo 10.000 de lei, tocmai pentru că n-a început campania adevărată. Alți sponsori? Cheltuielile de campanie sunt mari, cunoaștem că există. Nu. Este un paradox al alegerilor din România, faptul al legii alegerilor și locale și parlamentare, faptul că cheltuielile de campanie sunt foarte restrictive. Adică în campanie n-ai voie să pui meșuri, n-ai voie să decât afișele acelea pe panourile pe care le amplasează primăria și în plus ai niște sume maxime pe care ai voie să le cheltuiești, care în cazul primarului sunt, dacă nu mă înșel, maximum 200 de salarii minime pe economie, adică undeva la 300.000 de lei, adică undeva la 60.000 de euro. Bani pe care dacă faci 3% și dacă o să candidezi o să fac 3%, AEP-ul, autoritatea ți dă înapoi la câteva luni după alegeri, cum ne-au dat în 2016. Deci e vorba de a împrumuta niște bani. În rest, pe precampanie, unde nu ai nicio restricție și unde partidele și oamenii cheltuiesc sumele cele mai importante, nu există practic nicio restricție. Și tocmai în momentul în care vom ajunge, sper eu, să avem un candidat unic și listă de candidați la Consiliu, atunci și partidele care au bani din subvenții pot să contribuie la această campanie. Și bineînțeles și alți donatori, da. Există zvonuri cum că ați avea un sponsor care are interese în zona imobiliară? Comentați, am văzut da, această informație, aceasta vehiculată. Nu. Deci este o informație deci care negație. A circulat de ani de zile. Noi am fondat o asociație în 2008, Asociația Salvați Bucureștiul. Această asociație s-a ocupat de chestiuni care privesc dezvoltarea imobiliară, protejarea spațiilor verzi, protejarea clădirilor de patrimoniu. Am avut o serie de litigi, am câștigat 166 sau ceva de felul ăsta. N-am avut alt. Deci nu există un sponsor cu interese pe zona imobiliară. Nu există sponsor cu interese. Vlad Voiculescu v-a propus în urmă cu ceva timp un pact. V-a propus că dacă nu o să fiți susținut de partid, să nu candidați independent. I-ați răspuns lui Vlad Voiculescu la acest pact? Sau vă gândiți să candidați oricum? Eu nu am strict instituțional, eu sunt un candidat independent susținut de USR. USR-ul este într-o alianță cu Plus și bineînțeles că mi-aș dori susținerea nu doar a USR-ului, acestei alianțe USR-Plus, în condițiile în care organele de conducere ale acestei alianțe vor veni și îmi vor propune niște condiții pentru această susținere, voi discuta cu ei. Dar nu. Vlad Voiculescu este candidatul Plus, nu este păi organul de conducere al. Îl luați în considerare, nu îl luați? În momentul în care organele de conducere ale alianței USR și Plus îmi vor propune ceva, o să le răspund lor. Într-un moment, Vlad Voiculescu e doar un candidat. Mi-ar fi plăcut ca el să accepte să vină în dezbatere cu mine. I-ați propus să vină în dezbatere? Nu, au fost mai multe institute, televiziuni, radiouri care au propus o astfel de dezbatere și n-au fost să vină. Dar ce o să faceți în situația în care Plus nu renunță la ideea aceasta de alegeri primare? Acceptați până la urmă varianta de alegeri primare? Că știm că Plus nu vrea să renunțe la ea, cel puțin din informațiile noastre, Plus nu ar dori să renunțe la această variantă. Bun, nu vreau să merg pe chestii, să ne aventurăm în ipoteze și în scenarii ipotetice. Aștept ca Alianța USR Plus să ia o
decizia și în funcție de ce îmi propune o să dau un răspuns. Opinia mea fermă este că modalitatea cea mai echitabilă și științifică de a departaja candidații este prin sondaje de opinie. Deci nu alegeri primare. Nu alegeri primare, care sunt niște sondaje într-o bulă și sunt nerelevante. Care este relația dumneavoastră cu liderul plus, domnul Dacian Cioloș? Dat fiind faptul că la un moment dat ați spus că Cioloș vine să vă ia USR-ul sau... Cam în direcția asta au fost declarațiile dumneavoastră în urmă cu ceva timp. În ce relație sunteți acum cu domnul Dacian Cioloș? Relații firești? Nu, da. Înainte că haideți să lămurim chestiunea cu Dacian Cioloș, n-am spus niciodată că vine să iau USR-ul. În urmă cu cam 3 ani, în iarna primăvara lui 2017, după ce USR-ul intrase în Parlament și eu eram președintele USR-ului, a fost o tatonare din partea lui Dacian Cioloș vizând o eventuală intrare în USR, după cum avea o altă alternativă intrarea în PNL și o altă alternativă să creeze un nou partid. Și la acel moment i-am spus și lui și am spus și public că cred că USR-ul are nevoie de un timp pentru a-și dezvolta propria identitate, USR-ul fiind un partid care s-a născut, a crescut de jos în sus, Dacian Cioloș având și calități și defecte care îl făceau cumva la momentul acela, USR-ul neavând încă o identitate proprie, având o istorie de 2-3 luni, ar fi făcut din USR partidul lui Dacian Cioloș și ar fi pierdut toate atributele astea de partid crescut de la firul ierbii, de jos în sus. Ăsta a fost mesajul pe care l-am dat și direct și după ce discuția și tet-a-tet și după ce discuția asta a apărut în spațiu public, l-am confirmat și public. Asta a fost tot, cred că a fost fair. Multă lume din USR nu a înțeles în momentul acela de ce nu e un, cum se numește asta, de ce nu este o mare afacere să-l primim imediat pe Dacian Cioloș. El de altfel n-a, eu am plecat din USR în iunie 2017 și n-a venit în USR după aceea. Acum, a înțeles domnul Cioloș situația? Cum a rămas în relație cu dânsul? Asta e o altă întrebare. Dar ce mă interesează pe mine este că, să vă spun, este că multă lume din USR care nu a înțeles ce spuneam eu atunci și care credeau că sunt un mic oportunist care se ține de scaun, acum a înțeles acele argumente pe care eu le aveam. Relațiile cu Dacian Cioloș sunt firești. Adică suntem niște oameni care discută între ei. Și... Dar cu Vlad Voiculescu aveți o relație? Nu știu, vă sunați? Vă consultați? Ne cunoaștem tot din perioada aceea 2016-2017 și avem o relație la fel de firească. Da. Vă sunați? Nu în ultimul timp, dar oamenii din echipele noastre au vorbit. Cei din plus au luat știrea că aveți un partid ca pe o intenție clară a dumneavoastră pregătită în timp ca să candidați cu orice preț. Ce le răspundeți? Este un partid pe care l-au înființat 3 persoane care sunt apropiate, asta am spus. Este un, pentru acest moment, pentru mine, este un simplu artificiu tehnic pentru o anumită ipoteză. Nu am investit timp, energie, nu am chemat oameni la acest partid. Am fost extrem de onest în drumul pe care l-am anunțat acum un an. Sunt un candidat independent care cere sprijinul partidelor de opoziție. Dar e un plan gândit cu mult timp în urmă, cum spun cei de la Plus? Ce am
momentul, de fapt prima persoană care am comunicat existența acestui partid a fost Dacian Cioloș, când el a ridicat obiecția, a spus, uite, avem o discuție în USR Plus, există două posibilități, tu sau, Dan sau Vlad Voiculescu, și, dar problema este că dacă te susținem pe tine, noi nu apărăm împreună cu tine pe buletinul de vot, pentru că legea românească a alegerilor locale spune că o alianță nu poate să susțină, adică să fie împreună pe buletinul de vot, decât împreună cu unul din membrii săi, cu membrii unuia din partidele care compun această alianță. Tu, dacă noi te-am susține, ai fi singur pe buletinul de vot și acolo ar scrie independent și în felul ăsta lumea n-ar face o legătură între tine și lista noastră de consilieri pe care noi am dorit să o tragi în sus, cum se spune în politică. Și atunci am spus, bine, dacă asta este problema, uite, e această soluție tehnică, există un partid în care eu pot să mă înscriu, acest partid se lipește la alianță și în felul ăsta eu, fără să mă înscriu într-unul din cele două partide, USR sau Plus, din alianță, în ipoteza în care am susținerea voastră, o să candidăm cu această chestiune și vă trag lista de consilieri în sus. Deci asta este tot. Ce a spus tot domnul Dacian Cioloș? Da, a fost o informație nouă pentru el. Cum a reacționat? A zis, da, să ne gândim la asta, dar sunt dificultăți, care o să fie sigla, hai să ne gândim la asta. Da. Ați avut discuții și cu liberalii, cu PNL-ul? Așa cum v-am spus, am avut discuții cu toate cele patru partide din actuala opoziție. La și ce au spus Firea, cei de la PNL? Au de gând să vă USR susțină? Iau calcul să vă susțină pentru o candidatură sau mai degrabă i-ați simțit că ar dori să meargă pe candidat propriu? Cum pentru au moment, decurs discuțiile cu cei de la PNL? Au fost discuții foarte directe de ambele părți, dar până în momentul acesta, ele nefructificându-se în ceva, nu o să pot să vă spun mai mult de atât. Dar cu ce ați rămas după urma discuției? Există șanse să vă susțină? Cam câte șanse am rămas să vă susțină? Am rămas cu o deschidere de dialog. Acum, după cum știți, este o informație publică. PNL-ul face un mare sondaj la nivelul întregii țări, deci inclusiv pe sectoarele din București. Sondajul ăsta o să fie gata probabil în vreo două săptămâni și ca orice partid serios cum este PNL-ul, el își ia deciziile bazate pe date. Deci, dar știți de ce vă întreb? Săptămâna trecută, la Puterea Știrilor, a fost domnul Ciprian Ciucu, cel care aspiră la o candidatură la Primăria Capitalei și l-am întrebat atunci despre o eventuală, nu știu, colaborare cu dumneavoastră, chiar cu Vlad Voiculescu, dacă ați discutat pe programe. Dânsul ne-a spus că programul dumneavoastră este identic cu cel al lui Vlad Voiculescu. Este adevărat? Bun, legat de programe, eu am fost în, după cum știți, am candidat și în 2012 și în 2016. Programele pentru București sunt foarte asemănătoare, pentru că problemele sunt arhicunoscute, trebuie să rezolvăm problema traficului, trebuie să rezolvăm problema încălzirii centralizate, trebuie să rezolvăm problema poluării. Trebuie să rezolvăm acum mai nou problema deficitului financiar și soluțiile astea sunt standard. Astea sunt probleme, soluțiile sunt identice. Sunt standard, așa cum au rezolvat, dacă vorbim de trafic, orașele occidentale acum 30 de ani această problemă, așa trebuie și noi să le rezolvăm aici. De asta, în campania din 2016, programul meu, programul Gabrielei Firea, programul lui Cătălin Predoi erau 95% identice. Acolo unde se va face diferența va fi la nivelul de detaliu. Cine reușește să fie mai explicit în ceea ce privește costurile, intervalele de timp în care lucrurile astea se rezolvă. Deci dați dreptate, domnului Ciucu, că aveți un program identic cu cel al lui Vlad Voiculescu. La nivel de principiu, toate programele sunt identice, da. De ce vă considerați un candidat mai bun decât Vlad Voiculescu pentru Primăria Capitalei? Nu vreau să fac o comparație
relație cu Vlad Voiculescu, mai ales că el nu este de față. Dacă o să avem vreo dezbatere vreodată, atunci o să o fac. Dar de ce ar trebui să vă susțină pe dumneavoastră și nu pe Vlad Voiculescu? Că sunteți doi care vă luptați în alianță. Eu vorbesc despre mine. Sunt câteva motive. Unul că sunt un om care a realizat niște chestiuni în viața sa socială. Unul în anii 2000 am reușit să creez împreună cu un mare colectiv o școală de elite care să țină studenții în științe exacte în România. Părea imposibil. În anii 2006-2008, când dezvoltarea urbană necontrolată a Bucureștiului părea imposibil de oprit, erau miliarde de euro investite în tipul ăsta de dezvoltare, părea imposibil și autoritățile erau complet depășite și corupte în mare măsură, părea imposibil că poți să te opui și am reușit să creez un mecanism la care se opună la chestiunea asta. Și în anii 2015, când părea imposibil să creezi un nou partid care să facă față partidelor mari deja prezente, am reușit să creez un partid de la zero. Deci sunt un om care a făcut niște lucruri. Ăsta este primul argument. Și al doilea argument este că mă ocup de București de deja 14 ani de zile. Am dovedit că înțeleg administrația prin cele, de exemplu, prin cele 166 de procese pe care le-am câștigat, fie de partea autorității, fie împotriva ei în chestiunile astea. Am avut reacții foarte pertinente pe multe subiecte care țin de dezvoltarea Bucureștiului. De exemplu, vă aduc aminte că în urmă cu 3 ani am spus, când Gabriela Firea a băgat Radetul în insolvență, am spus: aveți grijă, peste exact 3 ani o să fiți în faliment, și a intrat în faliment. Am atras atenția că Bucureștiul o să intre în incapacitate de plată și noi azi practic suntem în incapacitate de plată, Primăria Capitalei. Deci este prin faptul că mi-am dedicat 14 ani din viață pentru problemele acestui oraș, îl înțeleg și din prima secundă în care o să fiu acolo, dacă o să fiu acolo, o să știu ce să fac. Deci sunteți un candidat mai bun decât Vlad Voiculescu. Sunt un candidat foarte bun. Că trebuie să-i convingeți cumva pe cei de la Plus să vă susțină, că ei au acum o variantă în Vlad Voiculescu. De ce să vă susțină pe dumneavoastră și să nu susțină pe Vlad Voiculescu, spre exemplu, dacă ei își doresc? Dumneavoastră vreți susținerea Plus. Sigur, așa cum vreau susținerea PNL-ului. De ce ar trebui să vă susțină Plus și nu pe Vlad Voiculescu? Așa cum vreau susținerea PNL-ului și așa cum vreau susținerea PMP-ului. Să mă susțină pe mine pentru ce v-am spus. Pentru că am făcut niște lucruri care păreau imposibile și pentru că mă ocup de 14 ani de București. Deci asta vă avantajează mai mult decât asta avantajează profilul, pe Vlad Voiculescu. Asta este profilul meu ca și candidat la Primăria Capitalei. Dacă, spre exemplu, de mâine ieșiți primar, da? Da. Ce faceți să rezolvăm problema traficului? Toată lumea se plânge și noi ne plângem, da, cei care mergem prin București zilnic, la muncă, la școală, de probleme de trafic. E foarte aglomerat. Dacă mâine ajungeți primar, ce măsuri ați lua? Începând acolo, de a doua zi. Acolo unde trebuie să ajungem este ca să prioritizăm transportul public și transportul alternativ. Adică un oraș este cu atât mai sănătos cu cât proporția oamenilor care folosesc transportul public și transportul cu bicicleta sau chiar pe jos este mai mare. Acolo trebuie să ajungem. Ca să ajungem acolo sunt 4 direcții foarte importante și cumva separate într-o oarecare măsură unele de celelalte. Una este total separată de celelalte, managementul traficului. Asta este ceva care costă puțin și se poate face repede în 2 ani și jumătate. Și se referă la ce? Se referă la faptul ca semafoarele să fie dotate cu camere și cu mici servere
conectat, cu mici calculatoare conectate la un server central, care să ia decizii în timp real. Dacă ele văd o coloană pe o direcție, o coloană mai mare, să dea timp în funcție de cât vede și softul ei spune că acea coloană să treacă, să fie conectată cu GPS-ul care este pe autobuz, troleibus sau tramvai și să dea prioritate acestuia. Deci asta este o chestiune independentă, ieftină și rapidă. A doua chestiune spinoasă este strategia de parcare. Aici trebuie să facem mari parcări la intrările în oraș, conectate cu transportul public. Trebuie să facem mari parcări în apropierea, dar când spun parcări, spun pur și simplu, nu vorbesc de mari investiții, spun pur și simplu terenuri, poate nici măcar asfaltate, pe care să decente, pe care oamenii să poată să parcheze. Trebuie să introducem într-un sistem informatic toate locurile de parcare din București, și rezidențiale și cele pe care oamenii parchează acum pe străzile din oraș, pe prima bandă în special, inclusiv pe trotuarele mai largi, și prin politica de prețuri să stimulăm oamenii să se ducă să parcheze acolo unde e mai ieftin, și în felul ăsta să degrevăm și o parte din rezidențial și, foarte important, prima bandă a marilor bulevarde. În momentul în care reușim prin această politică de prețuri să degrevăm prima bandă a marilor bulevarde, pe ea putem să dăm linie unică pentru transportul public. Asta este lucrul cel mai important. În momentul în care ai bandă dedicată, poți să prevezi, poți să dai un orar predictibil pentru autobuz, troleibuz, tramvai, și în momentul acela oamenii știu că dacă vor să ajungă la ora 9 la o ședință, trebuie să plece în fiecare zi la 8:20, nu ca acum când nu poți să prevezi absolut nimic. Bineînțeles, pe ceea ce înseamnă, am publicat pe pagina mea de internet o soluție de reconfigurare a troleibuzelor, una de reconfigurare a tramvaielor. Așa, și o să urmeze cea privind metroul de suprafață și încă câteva. Și bineînțeles, mai e o componentă care vizează infrastructura și cea mai importantă este șoseaua de centură cu toate pasajele pentru ea. E ceva ce, dacă reușim repede să o luăm de la Ministerul Transportului, putem să facem în 4 ani. Cu siguranță sunt multe lucruri de făcut și multe lucruri de rezolvat în capitala noastră. Eu vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră alături de noi și vă mai așteptăm cu mare drag să discutăm pe larg și despre cu mare plăcere de poluare, de încălzirea centralizată. Cu mare plăcere. Vă mulțumim.